întâlnire la Autofan din acest sezon cu Dan Vardie, președintele jurului european Autobes și totodată președintele APIA. Bine ai venit, Dan, mă bucur că ne reîntâlnim în studio de această dată. Radu, și pentru mine este o mare bucurie să ne revenim așa la obiceiurile noastre bune. Mă bucur că ne reauzim pe calea undelor Europa FM, dragi prieteni ai automobilului din toată țara. Da, pentru că, uite, a trecut un sezon și s-au întâmplat foarte multe lucruri. Enorm de multe lucruri. Bravo, Radu, pentru ce faci aici. Am văzut, audiențele sunt spectaculoase. Da, mulțumim frumos. Cred că e cumva și după sufletul omului, știi cum e, și tu așa un om ok și încerci să dea unor chestii frumoase, așa e și audiența. Da, dacă am lucrat doar cu sufletul, dar uite că mai trebuie și imagine și... Da, îți mulțumim foarte mult pentru vorbele tale și mă bucur că reluăm bunul obicei să ne întâlnim în fiecare săptămână și să aflăm de multe ori în exclusivitate lucruri din industria auto, Dan. Cu ce putem începe? Hai astăzi să începem, Radu, pe scurt, cu ce s-a întâmplat în piața autoromânească, pentru că o tot spun în ultimul timp, dar noi am fost în vacanță, am tot spus-o peste tot, România n-are multe locuri, n-are multe industrii, n-are multe lucruri cu care să se laude. Ea tot timpul e în coada Europei, tot timpul ne batem cu bulgarii pe ultimul loc. Numai de astea auzi. Întâmplarea face că dacă vorbim de piața auto din România, România nu numai că nu se duce lângă frații bulgari, ci este, defilează la umăr, la umăr, la brațetă, cum se spune, cu marile puteri ale Europei, Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie și așa mai departe. De ce? În primul rând că România, în aceste 8 luni de zile cât avem măsurătorile gata, are totuși un plus de 5,2% în contextul în care toată Europa a scăzut cu vreo 8-9-10%, tot timpul ai câte o variație. Cota de piață a mașinilor verzi a ajuns la 20,6% și asta este cea mai spectaculoasă veste a zilei. Este că avem o cotă de diesel, deci motorizările diesel pe piața românească în acest început de an, în primele 8 luni, care a ajuns acum la 13,6% după ce cu luna înainte era 15%. Deci continuă să scadă. Deci scade cota de piață pentru mașinile diesel. Spectaculos. În... Mie mi-este din ce în ce mai clar că, și asta repet, spun asta fără să ezit, ăștia suntem noi românii, noi cu românii ăștia avem cifrele astea. Nu e că o chestie, domne, în Germania, ăia care să înțeleg cum e cu mediul, cu problema, bravo lor, nu! Ăștia români ăștia care suntem, așa suntem și bravo nouă că, iată, am înțeles fenomenul. Ne-a luat ceva timp să înțelegem. Bine, ne va lua ceva timp să scăpăm cumva de mașinile mai vechi, pentru că noi vorbim acum despre mașinile proaspăt înmatriculate cu 0 km. Și avem timp până în 2035 să ne facem și temele astea și eu acum, mă rog, și în poziția asta de la APIA, vă spun, și spun ție, Radu, și vă spun tuturor românilor, o să vedeți că vom reuși. Vom reuși. Pare greu, dar vom reuși. Acum sunt mult mai vizibile de când cu numerele de matriculare verzi. Da, chiar... asta a fost o treabă foarte bună. Oricum, apropo de mașini electrice, trendul se menține. Mașinile electrice au cea mai mare creștere în continuare în România. Mă uitam, pe primele 8 luni avem o rată de 300%, peste 300%. Mă, n-avem în noi în România creșteri de-astea. Poate numai la prețuri, Doamne ferește, la necazuri, dar la fenomene care să conteze. Ceea ce înseamnă, Radu, la cota asta de piață de 8%, aproape 8%, cât au în momentul de față mașini electrice, că, să zicem, practic, unul din 10 români își cumpără mașină electrică. Nu plug-in hybrid, mașină electrică. Păi ne puteam noi doi imagina că se va întâmpla în România în acest an de grație 2022? Eu zic că dacă vorbeam și anul trecut, nu cred că eram nici măcar eu atât de curajos să spun că românii se vor duce atât de tare și pe acest fenomen. Nici nu este un context foarte fericit și pentru mașinile electrice, pentru că toată lumea vorbește despre prețurile mari la energie și sunt foarte mulți care spun că tu ăsta cu mașina electrică o să ajungi să dai mai mulți bani pentru a te deplasa decât unul cu mașina pe benzină sau cu motor convențional. Bun, aici eu n-am cum să cedez la asemenea bâzdăgăni. Eu nu știu cine face socotelile, eu nu știu de unde scot tot felul de camrema, și mie mi se tot pun aceste întrebări. Eu, ce să fac? Sunt de meserie inginer, încerc să citesc corect cifrele. Și oricum o dai, oricum o întorci. La actualele prețuri astea, azi, de astăzi, energie electrice, versus actualele prețuri de benzină, exact, n-ai cum să ieși mai ieftin de cel puțin 3 ori. Minim de 3 ori mai ieftin este pe... E adevărat că, din nou, depinde cu ce faci comparație. Dacă e o mașină electrică eficientă,
ai o discuție. Dacă iei, de exemplu, un plug-in hybrid, îi spuneam lui Radu de un prieten, un cunoscut, care supăra că plug-in hybridul lui are un consum mare. Numai că acest prieten al meu sau prieten a uitat să-mi spună că motorul la motorul în sine de, prin combustie are vreo 3 litri. Deci vă dați seama, oameni buni, și edita mai mașina. Deci oamenii trebuie să înțeleagă și aș rezuma, ca să nu vă țin ocupați, să înțeleagă un lucru. Începând de azi sau de ieri, dacă pot să mai spun așa, cuvântul de ordine în Europa este eficiență. Tot mai mult o să vedeți oameni buni, Europa ne va obliga și o să vedeți că ne obișnuim, pentru că e doar o chestiune de obișnuință, să gândim în termen de eficiență energetică, care nu are legătură doar cu protecția mediului, are legătură și cu buzunarul, dar are legătură cu resursele pe care merită să le cheltuiești pentru scopuri. Să știți că în Franța, am fost recent în Franța, a început. Oamenii ușor, ușor încep să vorbească de gradele alea de care trebuie să le reducă. Pe aeroportul Otopeni am remarcat acum la plecare, era temperatura mai ridicată, de semn că aerul condiționat era mai puțin dat. Deci, fără să vrem sau să nu vrem, sau vrem, că nici nu mai contează, ne vom alinia într-o direcție. Sigur că reacția omului este să nege, reacția omului să zică nu mă interesează, dar astea sunt drumurile. Apropo de piața românească, să mă întorc cu o observație, iarăși cineva îmi spunea, dom'le, dar totuși motorizările pe benzină au crescut. Da, este adevărat și cresc foarte, foarte interesant, dar motivația n-are legătură cu benzina, are legătură cu absența ofertei în partea ailaltă. Dacă ar fi suficiente mașini electrice, respectiv dacă ar fi mai ales suficiente mașini hibride, pentru că momentul este pentru hibride și full hybrid și într-o anumită măsură plug-in hybrid, cu siguranță trendul ar fi în favoarea acestora. Dar când n-ai ce să iei decât ceea ce găsești, atunci apar și lucrurile astea. Dar se mișcă lucrurile în sensul ăsta, Dan, și pe alte continente, nu numai aici la noi în Europa, sau noi suntem singurii care facem sacrificii și... Nu, se mișcă peste tot. Chinezii, bine, la chinezii e simplu că e Partidul Comunist care ia decizii și se execută, are o dezvoltare spectaculoasă, mă uitam, în luna august au avut o creștere de 32% într-o lună, nene. Mașini electrice? Nu, mașini electrice au crescut cu 150% într-o lună. A, okay. Deci este absolut spectaculos ce se întâmplă în China. În America, așa, la fel, lucrurile evoluează impresionant. Apropo de ce a hotărât Europa, California a adoptat decizii similare, apropo de legea din 2035. La fel și în California, în curând, nu o să mai poți să mergi cu mașini pe benzină. Ceea ce e o lovitură, la fel, californienii spun, așa ceva nu se poate, noi nu o să facem. Mai ales ei, imaginez. Deci, lucrurile se întâmplă. Pe de altă parte, ca să vedeți, oameni buni, cât e de ciudată planeta, dintr-o perspectivă, să zicem așa, micuță europeană, în Japonia, zilele acestea, asociația similară a Luapia, se cheamă JAMA, J-ul vine, evident, de la Japonia, înseamnă Asociația Producătorilor Japonezi de Automobile, au niște întâlniri cu guvernul, cu ministrul mediului, cu ministrul economiei, mă rog, primul ministru, pentru că ei au descoperit un lucru. Ei zic, dom'le, toate blocurile mari s-au apucat, au un trend, știu unde vor să ajungă. Noi n-am hotărât. De ce? Pentru că Japonia, prin Toyota, în primul rând, dar nu numai, au avut o concentrare prea mare, după părerea mea, doar pe hibride. Doar pe hibride. Toyota a încercat și chestiunea cu hidrogenul, de care noi am tot vorbit, Radu, și care deocamdată nu e la nivelul pe care îl dorim, și s-au trezit în situația în care, să nu uităm, oameni buni, Japonia este una din cele trei mari puteri ale lumii în industria auto. Adică nu e doar fabrica Dacia de la Colibaș, este o putere mondială. Și s-au trezit în situația în care ei nu au mașini electrice suficiente. Nu au, Toyota n-are, Mazda n-are, adică sunt foarte la început. Și de-aia au hotărât la un nivel atât de ridicat să se întâlnească și să elaboreze o strategie ca să-și găsească și Japonia locul pe care le merită în viitor. Că ea acum are locul de care vorbim. Dacă ne uităm la ultimii, nu știu, 10-15 ani, Toyota, chiar și în România, a rămas lider în materie de hibride, dar lucrurile au evoluat. Gata. Deci nu suntem noi singuri aici în Europa care facem eforturi în sensul ăsta, că de Europa, multe ori există Europa, cu percepția mai puțin. Asta, no, că no. Doar noi, doar no. Noi și alții no, 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 nu fac nimic. Apropo, pe astăzi s-a și anunțat.
anunțat Ursula, doamna Ursula, vrea să pună la bătaie vreo 150 de miliarde de euro, dacă am înțeles bine, tocmai ca să rezolve problema asta cu energia, care e galopantă. Oameni buni, dacă vă uitați la știrile reale, nu vorbesc că nu avem noi știri reale în presa românească, dar nu știu, uitați-vă la marile surse de informații internaționale, asta ca să fiți siguri că nu e un interes al meu să vă mint sau al Radu sau al cuiva. Și veți vedea exact treaba asta. Toată lumea crapă că e scump, ce ne facem, s-au trezit că cu domnul Putin nu mai merge ce era înainte. Sigur că nu e o noutate, nu eu aici cu Radu spun de ani de zile, doamna Angela Merkel a avut contract cu domnul Putin, nu e niciun secret, s-a dat în presa germană, adică nu vorbesc eu. Gata, nu mai merge. Foarte bine. Stolz nu poate să facă asta. Și atunci cine-i dă vină? Vai de oi, asta a spus și comisia. Dar nu era mai bine să ne apucăm noi de energie verde din timp și să nu mai uităm numai în vest? Uite că acum... Și să nu se suprapună, adică... cu ce se întâmplă în Ucraina, cu războiul acesta. Pe final, Dan, pentru că nu mai avem foarte mult timp, spuneai că ne anunți ce se va întâmpla mâine în... Da. Oameni buni, mâine are loc adunarea generală APIA. E adunarea generală ordinară în care vor fi luate niște decizii istorice, nu doar o nouă conducere, dar vor fi luate niște decizii istorice vis-a-vis de ce trebuie să fie această organizație în viitor. Vă pot spune astăzi, dar poate apucăm în zilele următoare, doar atât, pentru că nu vreau să spun lucruri care n-ar trebui să le spun deocamdată, pentru că este până la urmă apanajul adunării generale să le decidă, dar vă pot spune că APIA cu mult curaj se îndreaptă spre o nouă formulă numită Organizația Mobilității din România. Este o formulă care va include domenii care, iată, până acum, nu știu, un an, doi, trei, nici nu ne gândeam la ele. Am folosit cuvântul mobilitate și mai puțin electromobilitate, că nu vreau să pară că asta e singura soluție. De altfel, și asta e o dezbatere, nu numai, iată, și în Japonia, nu numai în România, despre ce fel de mobilitate avem nevoie în viitor. Un lucru este cert, trebuie să fie verde. Aici nu mai avem discuții, adică toți înțelegem asta. Dar hai să vedem... Dar cu nuanțe. Exact, ce nuanțe sunt în discuție. Și nu în ultimul rând, sper cu ajutorul Radu să ne auzim vineri, pentru că vineri voi fi în măsură să vă aduc în premieră mondială primele detalii și poate cele mai interesante exclusivități de la ceea ce se numește Dacia Manifesto, primul concept car realizat de Dacia, care nu va deveni un model în sine. Au mai fost două, unul se cheamă Bigster, va deveni model, a mai fost unul care se chema Duster, a devenit un model, chiar dacă nu a arătat, modelul de serie nu a arătat niciodată la fel ca și conceptul. Acest concept numit Manifesto, vă pot spune că n-are nicio legătură cu niciun model, este de-a dreptul șocant, însă arată niște lucruri spectaculoase despre ce vrea să fie Dacia în următorii ani la nivel global. Deci nu mai are legătură doar cu România. Sigur că noi românii, e firesc să fie așa, vom fi mult mai legați de ea. Uite, te întreb un ascultător Europa FM un pic mai sceptic, așa. Cât costă un preț pentru o baterie nouă la o mașină electrică? Păi nu cred că e cazul. Cât cât costă un preț, m-am exprimat greșit. Care este prețul unei baterii noi? Păi depinde de baterie. De exemplu, la Dacia Spring, ca să luăm cea mai mică, e vreo 2000 și ceva de euro, dacă vrea cineva o cifră. Dar nu e relevant. De ce? Ai o baterie care e pusă pe mașină, pe aia o cumperi, o folosești cel puțin 8 ani de zile, dacă apuci să o folosești mașina 8 ani de zile, timp în care e în garanție, deci nu te interesează. Dacă a căzut, problema ți-o înlocuiește producătorul automat, că există un motiv perfect de garanție. Am răspuns. Mulțumesc foarte mult, Dan Vardie, președintele APIA. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare din nou la Autofan. Și eu mulțumesc, Radu. Avem toate motivele să ne îngrijorăm. Dar alegem să zâmbim. Europa FM. Ne este bine când facem bine.